Bună dimineața! Haideți să vedem ce mâncăm și astăzi urșilor. Să facem încă o zi cu toate mesele la slăbire. Am pregătit aici cafeluța naturală, am pus o linguriță de miere de rapiță și o linguriță de păstură o să consum. Așa am început dimineața, știți bine. Haideți să mă bag să beau cafeluța asta și apoi revenim cu prima masă a zilei. Ok, urșii mei, haideți că a trecut o oră de când m-am trezit și așa m-am trezit foarte târziu, da, este ora 12, acum trebuie să mâncăm și pe la ora 1 plecăm la sală, ajungem pe la ora 1 jumătate, e numai bine. Deci chiar dacă m-am trezit târziu, vedeți că încerc să mănânc, este foarte, foarte important să mănânc în prima oră, nu zice nimeni acum, frate, dacă nu, chiar nu pot să mănânci în prima oră, mănânci după o oră jumate, mănânci după două ore, dar trebuie să mănânci ceva, dar nu trebuie să stai 4, 5, 6 ore nemâncat după ce te trezești, pentru că nu-ți va aduce niciun beneficiu fasting-ul ăsta. La sfârșitul zilei este vorba de numărul de calorii, așadar haideți să vă arăt cu ce începe ziua, ziua de astăzi, bineînțeles că nu mănânc la fel în fiecare zi. Avem aici 100 de grame de mușchi, decât 100 de calorii, 102 calorii, da, și 19 grame de proteină. Foarte, foarte bun mușchi, ăsta, file. Foarte bun, foarte puține calorii. Aici avem cașcaval. Haideți să vedem, să apropiem. Ia uitați. 314 calorii. Vedeți? Cașcaval are mai mult. Are 24 de grame de grăsime și 24 de grame de proteine. Foarte multă proteină, foarte multă grăsime. Nu are glucide, da? O să punem 2-3 feliuțe ca să fie 50 de grame, adică undeva la 150-160 de calorii. Bun. Iar la partea de pâine, da? partea de carbohidrați, ca să zic așa. Nu trebuie să sărim peste carbohidrați. Trebuie să mâncăm, dar trebuie să mâncăm cum cu măsură, da? Ia uitați ce avem aici. Am scos de aici o lipie, am luat niște lipii din astea cu grâu întreg, dragi, laci, pline de proteină și aici avem echivalentul în calorii la această lipie din pâine. Deci putem să ne alegem ori să mâncăm 4 felii de pâine integrală, ori o lipie din asta integrală și luăm același număr de calorii. Important este ce vă place vă mai mult și cum considerați că, nu știu, că arată masa. Arată mai bogată cu patru felii de pâine, vă ține mai bine de foame sau vă ține mai bine de foame o lipie. Faza e că la pâine, în schimb, putem să mai reducem din ea, nu trebuie să mâncăm chiar patru felii, da? Dăm două felii la o parte și avem acum decât 50-60 de grame, ceea ce înseamnă foarte puțin, undeva la 120-130 de calorii, da? Asta este pâinea pe care o consum acum, momentan, intermediare de fel pitar, da? Și stă foarte bine la astea la calorii. 246 de calorii și, iau, uitați, proteine 87 de grame. Deci mai luăm 8,7 grame, pardon, 9 grame, rotunjim. Mai luăm 4 grame de proteină și din pâine. Doar din două felii de pâine, da? Și 130 de calorii. Față de o lipie din asta, am făcut calculul, doar o lipie uh, valorează 250 de calorii, adică cât 4 felii de pâine. Deci o lipie are 250 de calorii, pentru că pe 100 de grame are 356 de calorii. Ia uitați. Vedeți? Pe 100 de grame are 356 de calorii față de pâine, care are 246. Deci are costă de 100 de calorii mai mult lipia. Și după am calculat și per o lipie, pentru că sunt șase lipii aici. Să vă arăt și firma. Am luat din Carrefour. Tortilia mexicană fit, vedeți? Fit, frate, nu mai reclamă de fit. Pe ca să fii fit, trebuie să fii într-un deficit caloric, înțelegeți voi? Și cum să fii fit cu lipia asta? Bine, pot să fii acum, și cu lipia asta, vă dați seama. Dar important e, v-am zis, să înțelegeți să conștientizați numărul de calorii și cât de greu se ard ele și cât de ușor pot fi mâncate și, bineînțeles, să faceți alegerile echipzuite și care să fie na, mai multă mâncare, să vă ține de foame. Asta e cel mai important ca să puteți ține o dietă și să mâncați ceea ce vă place. Așa, și pentru că am terminat acum cu carbohidrații și cu proteina am terminat și cu grăsimile, da? Plus că proteina și și grăsim, mai avem și aici în astea două, da? două de țară, frumos 6 grame de proteină, ou, 75 de calorii aproximativ un ou deci undeva la 150 de calorii și 12 grame de proteină plus 20 de aici, plus cât avem aici? 24 pe 100, deci ducem și aici în 12 grame cu 12, 24 și cu 20, 44 de grame de proteină doar astea 3 mai punem și pâinea încă 4, 5 cât am zis deci ne ducem spre 50 de grame de proteină, 48 de grame de proteină, foarte, foarte bine, foarte mult. O să calculez aici tot și o să vă las și uh, gramajele și tot și caloriile, bineînțeles. Iar după aia urmează partea frumoasă, în care trebuie să uh, încercăm să introducem și legume, chiar dacă nu vă plac, trebuie să mâncăm și legume, da? Avem aici un castravete. Haideți să vă arăt ce castraveți mari și frumoși, și uitați. Și sunt tari. Da, e important să fie tare, da, ca, ca Aici avem niște ridichii, o să tăiem și câteva ridichii. Și prin omletă vreau să pun niște spanac din asta, așa să se mai frumos. Ăstea au foarte puține calorii, nu trebuie să vă panicați, nu trebuie să fiți restrictivi din contră, trebuie să băgați cât mai multe legume, deci cât mai multe să introduceți. Să vă alegeți legume, legumele care vă plac să mâncați acum și puțin cașcaval, puțină brânzică, da? Moși de astea, pentru că sunt importante și altfel legumele astea nu intră așa singure. Nu au un gust prea plăcut. Dacă le combin cu un nou, cu o, un cașcaval, da? O să fie foarte plăcute și foarte bune. Haideți să mă bag să pregătesc micul dejun și revenim după aia să vă arăt rezultatul final. Ok, și omleta se face în felul următor. După ce bați ouă, le, le pui direct în tigaie, fără să pui ulei sau alte surse de grăsimi adăugate pentru că aceste ouă conțin destul de grăsimi, avem și cașcaval, da, la, la masa asta avem suficient de grăsimi, nu ne trebuie mai mult. O să întindem așa frumos și apoi punem capacul și se face singură. Să vedeți ce frumos este. Ok, ia uitați, am reușit să o scot și fără surup, A ieșit foarte bine, da? Aici am tăiat și legumele. Avem aici 200 de rejer de legume și credeți-mă că nu trebuie să vă faceți griji pentru că astea au 12, 13, 14 calorii pe 100 de grame. Deci ceva nesemnificativ, da? Aici avem omleta. Haideți să punem și niște cașcaval. Acum până când nu se răcește, se poate să mai topește și asta un pic. Așa. Punem două felii. Așa. Haideți acum să punem și mușchi. Ok, și cam asta este masa. uitați, am pus aici și mușchi, 100 grame de mușchi, două felii de cașcaval, foarte multe legume. Și acum, cu ce să mâncăm? Cu lipie, care are 250 de calorii, sau cu pâine, sau cu patru felii de pâine. Depinde acum de fiecare ce vrea. Dar pentru că am lipile astea și le-am desfăcut și ar să le mănânc, pentru că nu vreau să le arunc, o să folosesc lipia asta astăzi, dar să știți că pâinea este mai bună, din punct de vedere caloric. Și cred că o să-mi fac o lipie așa, din asta faină. Ok, am întors-o, am rulat-o, ia uitați ce bine a ieșit, da? Am rulat-o pur și simplu, arată foarte, foarte bine, se mănâncă foarte ușor. Important este, v-am zis, să conștientizați caloriile până când le învățați, să vă intereseze chestia asta și apoi veți ști singuri, fără să vă trească să mai calculați. Știți că dacă mâncați cașcaval, băi, e gras asta, da? Trebuie să mănânc 2-3 feliuțe, nu pot să mănânc acum 2-300 grame. Că și eu aș putea să mănânc brânză sau telemea, știți, sau cașcaval, aș putea să mănânc 200 de grame. Credeți că n-aș putea? Important este să mâncăm, să ne încadrăm undeva la 50-60 de grame, ca să fim și noi cu caloriile bine, pentru că are na, multe grăsimi și multe calorii. Ce știm care are mai puține calorii, cum ar fi astea, care au 12 calorii peste de grame, trebuie să mâncă mai mult, da? Bine, cei care mă urmăriți cred că știți deja lucrul ăsta pentru că vă exprim mereu. Gata, vă las, mă bag să mănânc pentru că trebuie să mergem la sală să facem și de un antrenament intens, să ardem 6-700 de calorii. Foarte, foarte bună chestia asta. Delicioasă. Care este super bună și vreau să vă mai zic doar atât. Dacă nu aveți legume, încercați să beți un iaurt din ala de băut sau un chefir. La fel puteți să consumați mult pentru că are undeva la 30-40 de calorii pe 100 de grame și puteți să consumați 300 de grame lejer și cu o mâncare de genul ăsta se potrivește foarte bine, da? Iar iaurtul de băut sau kefirul sau sana, dar să luați cât mai slabă ca să aibă cât mai puține calorii. Am venit de la sală și este tipul pentru a doua masă pe ziua de astăzi, masa de după antrenament. Ia uitați, avem aici o ciorbiță făcută proaspătă de mama Sita. Ia să vedem ce avem aici. O, oh, e cu fidea din asta lată. Nu știu cum se numesc. Paste cu roșii. Teței. Avem foarte multe legume, da? Și morcov, și țelină, și ceapă. Foarte, foarte multe legume. Carnea asta, ia uitați, pare cam neagră. E mai, așa, mai, da, mai suspectă. Pentru că este carne naturală, da? De la un cocoșel din asta de țară. Ia uitați aici ce avem. O să dăm pielea la o parte pentru că are multe grăsimi și are foarte multe calorii pielea. Ia uitați aici. Da? Avem o bucată generoasă de carne. Cred că avem 100 de grame de carne aici. Și o să mănânc totul cu un colț din asta de pâine. Ciorba la fel foarte puține calorii. O mâncare foarte bună, mai ales acum iarna pentru că este foarte frig afară și ne face bine să ai, ne face bine la stomac, să avem ceva cald în stomac, da? Mâncărurile gătite și mâncărurile calde, mâncărurile astea umede sunt foarte, foarte bune pentru organism. Așadar, nu trebuie să mâncați tot felul de mâncăruri fandosite. Dacă sunteți la dietă, puteți să mâncați românește, să mâncați ciorbă, cum mănâncă orice român, pentru că este foarte bună, pentru că nu are multe calorii. Vedeți, nu are nici multe grăsime pe deasupra, nu plutește grăsimea în ea. Asta este foarte important, pentru că dacă o ciorbă plutește așa grăsimea în ea, nu, da, să aibă mult mai multe calorii. Dar puteți să o degresați, da? Cu lingura. Haideți, vă las mă bag să mănânc, poftă mare și ne vedem mai încolo să vedem ce mai mâncăm. Am terminat de mâncat urșilor, ia uitați, cam astea sunt resturile ce mi-au rămas. Colțul ăsta de pâine până la urmă nu l-am mâncat, așa că nu o să mai calculăm. Pentru că au avut multă, multă fidea din asta, mulți tăieței, da? Uitați, au fost mulți tăieței și n-am simțit nevoia să mănânc pâine. Ne păstrăm pentru mai încolo caloriile pentru că am înțeles că o să facă un pilaf proaspăt și o să vreau să mănânc mai mult pilaf. Așa că dacă o să mi se facă foame până o să facă pilaful, o să luăm o mică gustare, da? Pentru că am luat niște batoane foarte faine, proteice și vreau să le încerc. Este timpul pentru o gustare acum. Avem aici un baton proteic. Haideți să vedem câte grame de proteină are și să vedem și câte calorii are, pentru că asta ne interesează cel mai mult caloriile și proteina, da? Ia uitați, batonul are 50 de grame aici în dreapta, ne uităm. Pe baton, 166 de calorii. Foarte, foarte puțin, foarte bine, da? Și pe 100 de grame, 322. Și avem 20 de grame de proteină pe batonul ăsta la 166 de calorii. Ceea ce este super, super bine. Ne luăm foarte puține calorii, ne luăm și foarte multe proteine și ne satisface și nevoia de dulce, e cu ciocolată. Haide să vedem dacă este bun, pentru că n-am mai mâncat baton din asta. Uh -huh. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Chiar e așa e moale, are aroma de ciocolată, e dulce, e super bun. L-am luat de la o sală din Sibiu și n-am mai mâncat până acum. A trebuit să stau mai mult pe acolo, vreo 4-5 ore pe la sală și decât să mănânc prostii, am cumpărat niște batoane din astea, scumpicele cei drept, 10 lei batonul, mi-am luat mai multe și astăzi m-am gândit să încerc și sortimentul ăsta pentru că mi-am luat sortimente diferite, știți? Așadar, este o gustare super bună, ne ține pofta de dulce sub control când avem poftă de ciocolată, iar la 166 de calorii și 20 grame de proteină, n-ai ce zice, prea bun! S-a făcut ora 8 seara și este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi și cea mai consistentă masă. Avem aici o, niște orez, s-a răcit între timp. Uh, avem vreo 600 de grame aici, dar voi mânca jumătate, da. Voi mânca vreo 300 de grame. Atenție, gătit. Ne referim la, la valori în uh, starea lui gătită, nu negătit. Orezul are 130 de calorii pe 100 de grame dacă este gătit și dacă nu este gătit are... 390, 370, depinde. Așadar, avem foarte mulți carbohidrați, nu mai trebuie să mănânc cu pâine în seara asta. Avem aici o salată făcută cu puțin ulei de maică mea. Avem niște vinete și ardei copți. Foarte slabe în calorii, dar crește puțin numărul de calorii pentru că a pus și niște ulei. Avem și aici foarte mult, vreo 500 grame. O să mănânc, nu știu, 200-300 de Văd, eu nu o să mănânc tot, tot bolul ăsta, vă dați seama că e foarte mult aici. Și aici avem uh, niște carne de cocoș, ce a mai rămas pieptul l-a pus la cuptor. Este o carne foarte slabă, fără piele, vedeți. Este mai închisă la culoare pentru că este cocoș asta de curte. Peptoare foarte puține calorii, în jur de 120-130 de calorii pe 100 de grame. Avem vreo 200 de grame de carne și aici, deci avem foarte, foarte multă proteină, 40-40 ceva de grame de proteină. Mai are și orezul, niște proteină, dar v-am zis, nu fac griji că nu consum suficientă proteină pentru că mă asigur ca la fiecare masă să avem ceva proteină, să avem niște legume, da? Și o sursă de carbohidrați în cazul ăsta orez. Eu prefer de obicei să mănânc pâine. Gata, mă bag să mănânc o orez poftă bună și ne vedem mai încolo pe la 11-12 noaptea cu ultima masă. la patra masă. S-a făcut ora 12 noaptea și este timpul pentru ultima masă pe ziua de astăzi. Masa cu numărul 4. Avem aici o botincă proteică. De fapt este un griș cu lapte așa proteic. 30 de grame de proteină, 400 de grame și 330 de calorii. V-am mai arătat-o și în clipul trecut, da? O știți, este foarte bună. O găsiți la Carrefour, poate și la Ocean, nu știu exact, cu 10, 11, 12 lei. Sunt foarte bune și budincile din Lidl, dar și acestea de la Dr. Oetker, pentru că în Lidl nu găsim mereu budinci proteice. Astea, în schimb, au o cantitate de două ori mai mare decât budincile din Lidl și, credeți-mă, din astea de 400 grame chiar vă satură și vă satisface și nevoia de dulce, pentru că este foarte bună, foarte dulce. A fost o zi în care am foarte multe lucruri dulci, ați văzut, am mâncat și un baton proteic cu ciocolată foarte bun. Astăzi, pur și simplu, a fost o zi din aia în care am avut chef de alte lucruri mai dulci, parcă, dar în același timp să stea bine și pe calorii și pe proteina. Dar dacă pe voi nu vă interesează numărul de proteine pe care îl consumați și nu vă interesează să faceți mușchi, vreți doar să slăbiți, nu trebuie să mâncați lucruri din acestea. Fructele sunt o alternativă mult mai bună și mult mai sănătoasă și cu mai puține calorii, dar care nu au proteină. Am mâncat și mâncăruri românește astăzi, ciorbe, da, chestii simple, adică nu lucruri foarte complicate. La masă de înainte nu prea am fost eu mulțumit că am avut orez azi zis, era orez din ăla simplu așa, nu era făcut frumos cu cărnița în el să fie așa ca un pilaf fine s-a și răcit până l-am mâncat eu, dar una peste alta a fost o zi în care am mâncat foarte multă mâncare mi-am satisfăcut și poftele de dulce și sunt uh, mulțumit. O să vă trec aici toate valorile mai interesante așa, nu stau să calculez și gramele de grăsime și gramele de carbohidrați. Nu mă interesează lucrul acesta. Dacă vă plac genul ăsta de clipuri, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să lăsați și un like și un comentariu dacă vreți. Pe mine mă ajută foarte mult. Dacă vreți să vedeți cum am slăbit 50 de kg, vedeți că aveți seria Otoslăbește, slăbește singura transformare live din România documentată în care am slăbit 50 de kg și am pus foarte multă masă musculară. O să vă pun și pe aici clipurile recomandate, să vedeți și celelalte episoade de anul acesta pe care le-am scos. Iar până data viitoare, v-am pupat, numai bine, somn ușor!